schimbată. Vali, pune-le, dă câte una mare așa să facă. Așa, de clar Vali, se vede. Vali, uite, camere noi, sunt astea de aici. Uitați ce frumos se vede cimitirul, fraților, uitați, priviți-l. Ia uite. Uitați, da. Da, mai faceți voi o mișcare în cimitir? Familia cine aici? Nu mai contează. Nu e vedea însă. Însă? Ai văzut că însă? Nu uite că doamnă voi a spus. Direct la însă a spus. Uitați-vă ce vă spus. Asta este pe primărie centru. Așa. Vede. Aici este... Bă, dar exact în formă. Luați-l repetat. Foarte. Aici este capătul, intersecția la Comun Sfânta Maria. Din capătul din oraș. Foarte. Ele... Camerele, noi avem sistemul VANS de aproximativ 10 ani. Din acele camere, vechi a rămas asta de la ANL, care, după cum vedeți, da, nu se mai vede și urmează să o schimbăm, pentru că n-au fost alocați niște bani. După o experiență de 5 ani în monitorizarea domeniului public și privat din localități, iată, am ajuns ca în 2019 să putem realiza primul dispecer modern de poliție locală în Cernavod. Este o colaborare între primăria orașului, cea care este finanțatorul proiectului, și Direcția de Poliție Locală din Cernavodă, și este o colaborare fructuoasă pentru că, iată, suntem într-o postură excelentă, aceea de a putea monitoriza domeniul public și privat din Cernavodă, aceea de a preîntâmpina sau chiar de a sancționa fapte care sunt de natură contravențională sau infracțională. Poliția locală s-a străduit și se străduiește în continuare să asigure un microclimat de civilizație, de respect între cetățenii orașului, dar fără ajutorul acestor camere de luat vederi care să aducă și dovada acestei situații, nu ne-am putea descurca. Investiția pe care o avem în spate, o vedeți dumneavoastră, o văd cetățenii, se referă la o colaborare mai veche cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, cu Consiliul Județean Constanța, cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu Prefectura Constanța. Au fost până acum mai multe întâlniri la primăria Cernavodă, organizate de primarul orașului Cernavodă, domnul Negoiță, care a adus un plus în ceea ce înseamnă siguranța cetățeanului din oraș. Cetățenii, eu cred că, cel puțin din acest moment, se vor simți mai în siguranță în Cernavodă, vor avea posibilitatea să obțină probe martor, dacă va fi cazul. Organele de poliție națională, Inspectoratul de Jandarmi, toți cei cu care colaborăm, vor avea dovada atunci când se întâmplă un accident de rutier, atunci când se întâmplă o faptă antisocială. Cei care sunt la poliție în aceste zile se vor instrui, vor fi foarte bine instruiți, astfel încât să știe să utilizeze acest nou sistem. E un progres real în județul Constanța, spune eu, și recomand celor care fac parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Constanța să vină la Cernavodă, să vadă aceste noutăți și să le încerce să le implementeze și în alte locuri. Obiective monitorizează aceste camere? Aceste camere monitorizează aproximativ tot orașul. Aici însemnând intersecții, obiective ale primăriei, locuri, să zic așa, fierbinți, unde, de-a lungul timpului, au fost anumite probleme.
avem pe instituții de învățământ, avem jandarmerie, poliție, cam peste tot. Câte sunt și dacă vor urma să mai fie achiziționate? În momentul de față, în oraș sunt 104 camere și urmează să extindem acest sistem de monitorizare video imediat, pentru că sunt bani prevăzuți pentru așa ceva, aici însemnând aproximativ încă 10 camere video anul acesta. Dar în anul care urmează, de asemenea, se vor achiziționa, pentru că sunt obiective în derulare. Cum este acum în noul sediu? Cel pe care l-aveați nu era suficient de mare? Deci, având în vedere că noi până anul acesta ne-am desfășurat activitatea într-un sediu, să zic așa, nepotrivit pentru activitățile de poliție, vă dați seama că în momentul de față suntem entuziasmați. Pe această cale mulțumim și conducerii care a renovat și a făcut ca noi să putem să ne desfășurăm activitatea într-un mediu propice.